Lazarenko Tiron trăiește în Irlanda de 23 de ani. S-a născut în Republica Moldova, iar anul trecut a primit titlul de cel mai bun înotător din lume în ape deschise. A fost un drum greu, cu aventuri și pericole. Într-o noapte, a înotat la câțiva centimetri de un rechin. Era noapte, beznă totală, cu lanterna mi-a arătat cum să ies pe mal. Și m-am uitat așa sub mine și parcă am văzut ceva că... Știți cum, m-am notat întâi așa, zic, mi s-a părut. Iar not. Dar caiacistul meu, Robin Hippolito, americanul care l-am rugat să mă ajute, era în partea dreaptă. Și îi zic, băi, ceva este sub noi. Nu deranja, auzi, că-s delfini. Băi, Robin, zic, delfinul nuat așa, și îmi spui tu mie, zic, ăsta nuat așa. M-am uitat, eu zic, băi, el când era la fund, tare părea mic. Acum pare tot mai mare și tot mai mare, zic, și mă nebunești pe mine. În momentul ăsta, când am venit ultima oară, așa de mare era. Eu dacă mă plecam mai tare, îl atingem. Dar Robin îmi spune pe urmă, zic, el vinea, de urma ta vinea și ieșe finul, deasupra ieșa deasupra apii. Și când se apropie de tine, s-a cufunda. Trece pe sub mine și apia ieșe. Și zic, Robin, cum dădea din caiacul ăla, pot că așa s-a uitat la dânsul. Și zic, wow, e mai mare ca corabia. Înțelegeți? Eu am spus tatăl nostru, m-am rugat la Dumnezeu și vă spun și zic, băi, eu sunt moldovean. Tu ce cauți? Fel de carne, fel de mâncare. Dacă eu am să fac panică, dacă eu am să mă arunc fuga, să ies din corabie, în primul rând mă discalifică, automat. În notul nu mai ratifică. Într-a doilea rând, și mă rup. Lui trebuie reacții. Zic, stai calm, în noapte discut cu el și te da să fie bine. Vă spun și sincer, mă uitam în stânga, nu-i se termina corp, mă uitam în dreapta, zic, băi, dar e mare asta. Ultima dată când a trecut de mine, la coada lui, așa o propuls și mâna, mi-a zburat în urmă mâna. Frică v-a fost vreodată? Nu. Nici când ați înotat lângă rechin? Nu. Nu pot să mint, când am înțeles într-adevăr că era rechin, puțin ochiul stâng mi-a lăcrămat. Am spus asta pe tot locul. Dar nu mi-a fost frică. Am simțit o putere, am simțit o energie că pentru ce ești aici, calmează-te. Așa parcă sufletul meu spus, știți? Au fost, vă dați seama, asta a trăiat cu mine toată viața, să noți cu rechini. Dar cu toate ce le-am notat și cu meduză, care le apucam și le rupeam de pe mine și le aruncam. Ele vineau și mă trezeau din gândurile astea negative, din că mă doare corpul, că mi-e frig, că am înghețat, că trebuie să ies din apă, că pentru ce nu pot să stau acasă, în comfort zone. Și ele vineau și pac! Ioane, tu ești aici în misiune. Eu așa îmi spuneam mie și gata. Povestiți-mi cum a fost în strâmtarea Gibraltar. A fost frumos. A fost frumos, dar a fost greu, pentru că ea a fost prima mea strâmtoare. Ceva unic pentru mine, mai ales când vezi câte o corabie în aia gigantă, care vă spun ce este, când mă uitam în noi vedem sfârșitul și ea merge pe lângă tine și când ai căștile astea în urechi și auzi motoarele alea în apă, parcă vine sfârșitul pământului, știți? E extraordinar. Eu la un moment am văzut în Gibraltar, în partea stângă, am văzut ceva așa de enorm vinea spre mine, în afară de apa aia albastră, curată și niște meduze micuți și niște de absolut nimic, căluți de apă. N-am văzut altceva nimic. Și când la un moment dat se aude așa o gălăgie mare și eu mă uit în stânga, așa cu coada ochilor numai și zic, wow! Zic, e un submarin, vine spre mine. Și mă ridic la hoză și zic, tu ai văzut submarinul? Și el zic, nu te deranja, zic, aia e o balenă. Și am plecat capul în goa și m-am uitat, m-am speriat și nu vă pot explica. Pur și simplu, masă. Cât de mare era. Pe lângă faptul că înotați 12-13 ore, mă gândesc că nu oboseați niciodată? Nu pot să spun că nu, pentru că obosești, nu pot să spun că nu. Mai ales eu am făcut ce am făcut în Catalina și peste 200 de ani am făcut Molokaiul, care a fost aproape 60 de kilometri.
Nu poți să nu spui că obosești. Corpul e istovit, e distrus, ești sensibil, devii sensibil, devii, nu poți dormi, ești istovit. Obosești, dar eu știți cum spun de multe ori, eu nu ies când sunt obosit din apă, eu ies când termin ceea ce mi-am pus în plan. Zic, dacă eu cedez, înseamnă că și mesajul meu frumos a să cedez. Ați avut degerături? Da, piciorul stâng mi-a căzut unghiile de la picioare. Din cauza frigului? Din cauza frigului, în Molokai mi-au sărit plombele din gură. Am avut o sumedenie. În râul Nistru mi-au spus că mă împușcă lunetarii ăștia, lunetiștii ruși, dacă not pentru pace și dacă ceva... Dar n-am cedat niciodată. Pentru că am crezut în visul meu și am crezut... Și toată lumea care s-a râs de mine că-s prostalan, că nu știu ce fac de astea... Cred. Încep a crede. Puteți să mâncați din ce notați? Glucidii, oricum. Glucide, da. Care îți dau o sursă de energie, mai mănânc banană, niște dulciuri, poate. Ne-o aruncă în apă, de multe ori ne-o aruncă de cum se cheamă, dezvălită. Ne-o aruncă și o prind, o bag în gură și o împing cu apă. Și gata. Păi n-ai timp. Dacă mai ai timp să o mai rugui, să mai stai pe spate, să te mai bronzezi, te-a dus 2 km curenței. La ce vă gândiți? Am înțeles. Vă gândiți la ce vă motivează, dar sunt 12-13 ore. De exemplu, dacă nu sunt ca nu sunt mâna, apuc și chișc mâna și zic, gata, aici nervii s-au înghețat, s-au înțelegeți? Sau piciorul tot timpul controlez dacă mai sunt piciorul. Și zic, băi, lasă-l ca să-l schimbăm, mâinea să treacă durerea, apoi mâinea să treacă, nu. Eu în piciorul ăsta n-am simțit, aproape 2 ani de zile n-am simțit două dești. Puteam să înfibg acul și nu simțăm. Mă gândesc la părinți, mă gândesc la familie, mă gândesc la copii, mă gândesc la plâng de multe ori. Și asta mă întărește, mă plâng, pentru că mă doare sufletul, cum ne comportăm, mai țip câteodată. Țip ori în afară de durere, când mă doare de tot corp, când nu mai pot ridica mâinile, pur și simplu nu mai pot ridica mâinile. Pot să mă pun pe spate acolo pe 2-3 secunde și să țip odată, să-mi scot toată durerea din mine. Pe mă întorc înapoi pe burt și iar încep a nota. Pentru că nu pot să cedez, nu trebuie să cedez. Ion Lazarenko Tirun nu are un antrenor și nici un sponsor care să-l ajute, ci un mesaj foarte clar. El înnoată pentru pace. Mulți nu înțeleg gestul, dar sportivul crede că efortul lui merită făcut. Îi place să înnoate alături de delfini și spune că sunetul oceanului este foarte greu de descris în cuvinte. Delfinii se aud de departe când vin. Ei nu trebuie să-i vezi de multe ori, ei vin. Dar tu știi tot timpul că ei sunt. Pentru că delfinii tot timpul sunt în echipă și tot timpul discut între ei, tot timpul cântă, tot timpul au așa un ciripit specific, au așa o... Eu nu știu, dar eu când ascult delfinii cum... Pentru că când ai căștile în ureche, tu auzi tot ce se faci sub apă. Absolut tot. Dacă este o barcă la 40 de kilometri, tine tot simți. Poate nu 40, dar am direct simți. Așa și delfinii când se apropie, tu îi auzi. Dar eu când îi aud, eu vă spun ce zic, eu parcă meditez. Eu intru într-un trans extraordinar, eu pur și simplu asta tot am învățat când notam, să meditez. Cum se aude apa, marea, oceanul? Ce sunet are? E ceva... Eu nu cred că se descrie așa ceva. Să înțelegi secvența, cum vin valurile, cum bat, cum... Și e foarte greu, știți, pentru că n-ai căciula aia, așa ai căștile astea, vrei, știi, te lovești într-una valurile astea, așa, bum, 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 bum. Dar trebuie să te gândești, să găsești muzica asta, trebuie să găsești ritmul și trebuie să găsești în asta un pozitiv. Că dacă nu, cum am spus mulți în odată, am spus că n-am putut să țin, n-am, m-a distrus, m-a nebunit. Eu mă strădui, eu și un fumul care ies la corabie și îți faci vomit și îți faci rău și n-ala găsesc pozitivul. Cât de aproape ați fost de vreo corabie? Mari, masivă. A trecut prin fața mea, m-am oprit în Japonia. Cred că 10 metri, 20 de metri. Și nu așa, dar vine de foarte departe. Eu cred că dovedeam să trec. Dar fiindcă acolo este designated shipping lane, cum se cheamă, am stat aproape 20 minute și am dat din picioare pe loc, până și-o trecut ei primul.
chiar prin fața mea. Și zicem lui Yoshida, lui Amiu Pilot, băi, chiar n-am putut să... 20 minute eram... Strecim... Și când n-aveam voie. Mare, mare, foarte mare, vă spun ce este. Și când notam oceanul Tsugaru din Japonia, zburau rachete pe deasupra. De la Nord Coreea. Tot timpul s-auzeau alarmele astea de pericol. Și zic, că auză că not pentru pace și... Da, asta e serios, vă spun. În 2018 ați fost desemnat cel mai bun înotător al lumii. Cine v-a dat acest titlu? Am fost votat. Încă nu mi l-a dat, am să-l primesc în toamna asta, de Asociația Mondială de Not, care e bazat în California. Președintele este Steve Monatons. Dar am fost votat de lumii, de lumea de pe glob, care intră online sau telefonează și votează. Ați avut concurenți mulți? Foarte mulți, vă pot arăta lista. Când m-am trezit pe data din 1 la ora 10 dimineața, m-a trezit cineva cu un telefon că dacă am văzut noutățile din America. Și zic, eu sunt Irlanda. Zic, ce mă suni la ora asta? Zic, uite băi, eu am crezut că e o farsă, o glumă, zic. Vă spun sincer, m-am sculat când am citit. Am început să plâng și m-am pus în genunchi, nu-mi vine să cred, pentru că, într-adevăr, elita din notători care era acolo și care știu ce-a făcut în viața lui și ca eu să fiu votat de lumii de pe Noua Zeelandă, Africa de Sud, Chile, țări de astea, nu m-am așteptat.